Peste o săptămână o să scrie altceva și tot așa, avangardul ăsta... Dar nu suntem grup de doi? Reducere pentru grup de doi? Ba da, da, v-am spus, depinde în ce direcție și cu ce tren mergem ca să avem 50% să și fie unde e lista? Tur, unde găsim lista? Unde găsiți? Găsiți la Brașov, găsiți la Bacău, găsiți la Târgu Jiu, găsiți la Iași și la Constanța. Și la Vaslui nu. Și la Vaslui nu. Ne-ați dezamăgit. Nu știu dacă e amuzant. Nu e amuzant, dar așa e. Pe toate biletele, asta e. Pe toate biletele scrie, dar nu în toate, la toate trenurile și relații. Și dacă cumpărăm online, e la toate valabile reducere? Ce? Nu, nu. Asta? Nu. Dacă este o altă reducere, a, tot dacă cumpere online. Dacă cumpărăm online, e o reducere de 5% sau de 10%. De 5%, achităm toate? Cu... Da. Sigur? Adică cu cardul online, da. Nu? Da. Și nu-i păcăleală, da. Și acolo. Nu e păcăleală. Trebuie să mergi numai până în deci, obor. Deci pentru toate biletele? Da. De la orice bancă? Da, cu orice sau card. Sau BCR cum scrie aici? Păi online unde BCR? Cum scrie aici unde? La ghișeu scrie că dacă plătești ca o cardul, bancă preferențială. Ai comisiuni zero cu cardul BCR. Dar online dacă plătești cu alt card, nu de la BCR, e tot cu comisiuni zero. Nu card, se înțeleg, pare, nu, CFR ne încearcă de minte și ne păcălește. Nu toate cardurile sau să e doar Mastercard și... Deci reduceri de dragobete, deci online nu, chiar nu 50%, dar nu ori nu știți, unde, la Vaslui, okay. Nu, la Bacău. Dacă reduceri ar trebui la toate. 5%. Mm-hmm. Mersi, am înțeles. Păcăleală de la CFR. Ia, faceți o sesizare, poate... Păi unde, unde cui să sesizăm? Se include și Vasluiul. Păi, dar trebuie să fie în toate direcțiile sau să facă reducerea mai mică, dar așa de 50% da, reducere e, pentru nu. Vaslui. Așa a fost întotdeauna. Na, pentru Iași, nu, pentru dat, nu s-au dat în toate relațiile și la toate trenurile. A fost așa, la munte, la mare. Bun, și la Bacău ce aveți? La Bacău cu 50% ăsta n-avem nimic. A, mi-a spus de Bacău, mi-a spus că este. M-am gândit la Vaslui. Și ce mare aveți la Bacău? Sau la, de la București la Bacău cu trenul 1657. Deci dacă luați doar la trenul ăsta, nu toate trenurile care merg spre Bacău. Ce păcăleală. Dumneavoastră ați înțeles că orice tren în orice, nu? Păi așa scrie pe bilet. Nu scrie în anumite condiții. Nu-i pus niciun asterisc în anumite condiții. Scrie reducere pentru scrie, doi. Și noi am luat două bilete acum. Da, și nu ne-a dat reducere deloc. Da. Dacă era vreo steluță cu explicații mai jos, nu o întrebam. Păi suntem noi aici ca să vă spunem dumneavoastră. Și am aflat acum. Ok. Da, la Bacău, doar la trenul ăsta, v-am spus, dacă vreți spre Bacău, la 1600. Nu, mai vrem, mai ieri. Nu, mai am mai o întrebare. Cu mașini de ocazie, mai bine. Stai. Mai am o întrebare. Tot acolo am citit despre carte de călători. Trebuie să ne plângem la telefonul consumatorului. Mersi.